Copiii și-au intrat imediat în rol, au vrut să vadă ce presupune meseria de jurnalist, le-au pus întrebări colegilor și preț de câteva minute au exersat cititul de pe prompter. Întrebarea roșie, David, câți ani ai? 10 ani! Care este sportul tău preferat și cine vrei să devii în viață? Kickboxing-ul. Cine vrei să devii? Care este... YouTuber. Adrian Păunescu a debutat astăzi cu lansarea volumului de poezii Ai vreme să vorbim. FCU Craiova joacă în această seară în etapa a doua din Superliga, în deplasare la câștigarea cupei și a Supercupei. Mie cel mai mult mi-a plăcut din vizita de astăzi când am văzut platoul unde se filmează știrile și această zonă unde suntem acum. Ai mai fost vreodată într-un studio de televiziune? Nu, niciodată. Și este prima oară și mi-a plăcut foarte mult. Cel mai mult mi-a plăcut locul unde se filmează știrile. Ce știi tu despre meseria de jurnalist? Despre meseria de jurnalist, eu știu că este foarte mult de muncă. Uneori chiar trebuie să învețe textul care trebuie să-l spună. Mi-a plăcut cel mai mult din ce am văzut când am văzut știrile. Și tu ce ai vrea să faci când o să fii mare? Nu știu încă. Ai mai fost vreodată la televiziune? Nu, n-am fost niciodată și este prima oară. Când o să mă fac mare, aș vrea să mă fac polițist sau fotbalist. Și aici, în platoul de televiziune, cum ți s-a părut astăzi? Mi s-a părut foarte tare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când am citit știrea. Vizita face parte din săptămâna școală altfel, când elevii desfășoară diverse activități extrașcolare. Cu seria anterioară am mai fost în vizită la dumneavoastră, cu ei suntem pentru prima dată. Cum au reacționat atunci când au auzit că o să vină într-un studio de televiziune? Foarte. Copiii în general sunt curioși și doresc mult să viziteze diferite locații, să afle multe, multe lucruri interesante. Primul contact cu un studio de televiziune i-a impresionat pe copii, iar unii și-ar dori să urmeze o carieră în domeniu.